Turneul internațional de tenis Naparis Trophy a debutat cu meciurile de calificare pe tabloul principal. Timp de o săptămână, pe arenele Tenis Con și CSM Unirea Slobozia vor evolua 64 de jucătoare din 20 de state europene. Dotată cu premii în valoare de $25.000, competiția face parte din programul mondial ITF și este cel mai important turneu de tenis de câmp organizat la Slobozia. Va fi o săptămână însorită, nu numai din punct de vedere al vremii, ci și din punct de vedere al tenisului care se va juca la Slobozia. Din punctul meu de vedere, un tenis de un alt nivel. Știți foarte bine, am crescut din 2015 organizarea turneelor europene și astăzi iată-ne la un turneu mondial, un turneu ITF din circuitul mondial și profesionist de tenis cu puncte VTA, un turneu de tenis feminin, zic eu, de mare calitate și Slobozia merita acest turneu. Astăzi au început calificările, duminică, luni și marți sunt calificările, sunt 64 de sportive pe calificări, tablou de calificări, iar de marți, în paralel cu calificările, începe și tablou, încep meciurile pe tablou principal. Și atunci va fi marți și miercuri, vom vedea chiar un nivel foarte ridicat și, bineînțeles, ele până duminică la finale vor fi meciuri de mare calitate la Slobozia. Vom avea meciuri câte 24-25 de meciuri pe zi. Deci vor fi meciuri. Avem la ce ne uita toată ziua de tenis de calitate și avem fete foarte bune din România care vor juca astăzi. Jucătoarele care vor evolua la Slobozia au vârste cuprinse între 16 și 40 de ani, în timp ce pentru unele, turneul de la Slobozia reprezintă prima participare la o competiție sportivă de asemenea anvergură. Pentru altele, care sunt deja în clasamentul mondial, turneul este o confirmare a talentului și a valorii lor. Tablourile sunt pline, avem un tablou de calificări de 64 de sportive și tablou de principal de 32. Practic, 8 sportive dintre cele 64 vor merge mai departe pe tablou principal, alături de celelalte 24, încă 8, 32 vor completa practic tabloul principal. Pe tablou principal avem sportive cu clasament începând cu 200 WTA până undeva la 470 ceva WTA. Pe tabloul de calificări la momentul de față sunt toate fetele cu clasament WTA, deci fete foarte bine clasate, sportive profesioniste, sportive care doar asta fac și vom vedea tenis de calitate la Slobozia. E practic din punctul meu de vedere, este cel mai tare turneu de tenis care a fost în Slobozia, vorbind de nivelul tehnic, de nivelul sportivilor. Jucătoare din ce în ce mai tinere acced în clasamentul WTA, ați văzut și câștigătoarea de la US Open, Coco Gauff, a început cariera în WTA de la 15-16 ani. Avem și noi sportive de 17-18 ani pe tablouri aici. Le vom vedea multe românce în calificări, 7-8 românce și pe tabloul principal. Deci o să avem motive să venim cât mai mulți slobozeni la meciuri ca să facem galerie alor noștri. Și 3 sunt din Ialomița, nu? Avem 3 sportive, 2 pe tabloul principal și încă una pe calificări. Da, avem o fată căreia i-am acordat wildcard pe tabloul principal, una dintre ele are clasament, Alexander Dacă are clasament pentru tabloul principal și o să le vedem, evident, le vedem. Începând de marți începe tabloul principal, atunci se termină și tabloul de calificări, practic, miercuri, joi și vineri vor fi numai meciuri pe tablou, semifinale, finale, sâmbătă și duminică. Mara Ștefania Dumitru joacă tenis de 10 ani, iar aceasta este prima sa participare într-un turneu atât de important. Acum mă încălzesc înainte să intru în meci. E greu? Înainte de meci, în timpul meciului, după meci, când e cel mai greu? Cred că cel mai greu e înainte meciului, pentru că sunt foarte multe emoții. După aia, pe teren, încet, încet trec. Iar la sfârșit, rezultatul... Joc de pe la 6 ani,
de aici de 10 ani. Da. Acum o să fie altfel la turneul acesta decât la celelalte competiții unde ai fost? Cu siguranță o să fie diferit. N-am mai participat la un turneu atât de mare. Este primul meu turneu de seniori de 25.000 și să vedem cum o să se desfășoare totul. Ce așteptări ai? Singurele mele așteptări sunt să fac un meci frumos și nu neapărat să câștig, pentru că îmi doresc să evoluez cel mai tare. Pentru ca meciurile să se desfășoare conform regulamentului internațional, organizatorii au asigurat sportivilor cele mai bune condiții. Terenuri refăcute, vestiare modernizate, loc special pentru încălzirea jucătoarelor. De condiția fizică a jucătoarelor din România se va ocupa antrenorul, instructorul și terapeutul Lucian Nicolescu, cel care a pregătit mulți sportivi de performanță, printre care și Horia Tecău. Încercăm să le facilităm performanța fizică cu tot ce ține de corp, de la alimentație, hidratare, până la încălzirea optimă, refacerea de după meciuri, ori antrenamente și suportul moral, cred că cel mai important. Mă bucur că am oportunitatea să lucrez cu sportivii din înaltă performanță, din tenis, cât și din alte sporturi, precum gimnastica și atletismul românesc. La tenis e altfel? Condiția fizică? Condiția fizică? Acum fiecare sport cu specificul lui, într-adevăr, de la o perioadă la alta se pare că tenisul merge tot mai mult înspre mișcări mai atletice, mai explozive, mai rapide și, într-adevăr, condiția fizică începe să conteze tot mai mult și în tenis. Turneul Naparis Trophy se va încheia duminică 24 septembrie.